Jocul minții, bună seara, bine ați venit! Țineți minte, când eram copii, mama ne spunea să nu vorbim cu gura plină. La jocul cuvintelor, cel mai important e să nu vorbești cu mintea goală. Bun venit, dați-mi voie să vă prezint invitații mei din seara asta. Ce faci, Nicule? Bine. Mintea plină, da? Pregătit. Da, vezi că nu e doar despre minte, ai observat că da, de multe ori... e și inspirație și noroc, mai mult noroc. Asta cu norocul are dreptate, Simona, de noroc, Nicu, așa-i? Eu zic că da. Cu ce te ocupi, Simona? Sunt studentă. La ce? La medicină. A evoluat mult medicina în anii ăștia. Nu mai vezi un om sănătos. Nu mai găsești un om sănătos. Ce faci, Mircea? Foarte bine. Cu ce te ocupi? Director de vânzări. Foarte tare. Rodica, bun venit la noi. Știi regulamentul, Rodica? Da. Știi cât costă o literă la noi? 100 de lei. Cu sau fără TVA? Cred că fără. Salut, Constantine. De unde vii, Constantin? De neapropiere, din Găiești. Găiești? 80 de kilometri, da. Cineva o să plece cu bani în seara asta. Acum, cu Dumnezeu înainte, cine vorba lui Nicu are cel mai mult noroc, dar și inspirație. Inspirație. Inspirație pe moment, 4 minute durează meciul, atât. V-aș propune, Rodica, Mircea, care? Simona, Mircea, ai? Da? Ai curajul? Hai, Mircea, am început! Jocul minții! Nu trăiești, Mircea. Bun venit la noi, bine, foarte comod. De aici vin banii și de acolo, din minte. Ce vinzi, Mircea, că ai zis că ești director servicii de vânzări? Servicii de publicitate în domeniul marketingului medical. Mamă, complex sună. Cât de lung sună. Dar concret ce? Seringi? Ce? Nu. Măști? Nu, nici măcar. Cârje? Ce, Dumnezeu? Publicitate pentru companiile farmaceutice. Ok. Pentru farmacii, cum ar veni? Alea de le văd la televizor în fiecare zi cu, da? Aproximativ, dar noi ne adresăm comunității medicale, medicilor și farmaciștilor. Este o publicitate care nu este accesibilă publicului larg. Nu este pentru noi, este pentru ei. Este reglementată, ei. Exact. Da. Interesant asta. Și ce ai terminat ca să trebuiască să management faci? Management ASE. Științe economice. Da. Câți ani ai, Mircea? 41. 41 de ani, perfect. Să începem, Mircea. Să începem. Prima definiție. Cuvânt format din 4 litere. Materia primă pentru sperietorile de ciori. Tu ai văzut în viața ta vreo sperietoare de ciori? Da. Bun. Din ce era ea făcută? Din ce era confecționată sperietoarea asta de ciori? Paie. Paie. Bravo, Mircea. 15 secunde. Mergea din prima. Da. Fii atent, Mircea, îți dau ceva din engleză. Cu siguranță voi la meeting-uri, nu? Absolut. În toate speech-urile pe care le aveți, ai discuții. Dăm feedback și dați feedback. Facem follow-up. Follow-up. Ce să mai vor? Tricou elastic care se încheie cu moș și babă. E vorba aia, știi, la moș și babă sunt... Dar asta vine din engleză. Îți dau o literă românească. Păi ce-ai făcut, omule? Despre asta e jocul cuvintelor, despre atenție distributivă. Da. Bun, hai, avem 24 de secunde să găsim. Seamănă cu echipamentul de gimnastică, obiect de lejerie. Obiect de lejerie. Zice, vine din engleză. Slip. E slip-ul. Salopețica aia pentru bebeluși. Body. Asta cu moș și baba, nu știam. N-ai auzit de... Știi, Rodica, știu care e sistemul, dar nu știam că acest... Body așa body. Se încheie, nu se, body-ul, nu da. Se încheie sistemul. Dar știți moș și babă? Da, da. Se încheie moș și babă. Simona, da, ai prins moș? N-ai auzit de moș și babă? Da, dar nu în contextul ăsta. Nu de moșul de moș și de babă de babă. De moș și babă, de sistemul de încheiere. Știu sistemul de închidere, dar nu știam că se numește așa. Body. Hai să rămânem la bebeluș, la... Da? Școli în miniatură pentru exploratori curajoși. Ia de fi... Creșe. Școli. Creșe. Creșe. Ți-am zis o să rămânem la bebeluș și m-am gândit că atunci gata, te duci pe drumul ăsta. Bineînțeles. Bine, perfect. 1200 de lei în jumătate de minut. Stăm bine. 500 de lei. 5 litere pentru un cuvânt cu definiția orice corp solid cu anumită întrebuințare. Îți dau o literă că te văd nedumerit. Literă? Hai, o literă. Obiectele materiale. Ce-s ele? Lucru. Sunt lucruri obiectele materiale.
Mircea, perfect. De câtă vreme ești director de vânzări? De 3 ani. Dar îi zice director de vânzări? Că îi zice prea simplu și sales românește. Sales manager. Așa, ba, sales manager, corect. Nu gândeam, bă, de ce îi zice director de vânzări? Că prea românește sună, nu e bine. Mircea, da. 500 de lei s-au dus, 600 de lei. Golaș? Golaș? Din 6 litere? Adjectiv. E golaș, e din 6 litere? Nicu, l-ai prins? Literă? Nu? Literă. Auzi, e fără pene. E fără păr. E... literă? Nu mă uit, Constantine, la tine. Nu, nu vă uitați la Constantin, nici la mine. Pleșuv. Pleșuv! 200 de lei de-a costat cuvântul ăsta. Da. Și niște secunde bune. Golaș. Uită-te la definiție. Capricii delicioase și crocante și cheia e la slănină. Jumări. Bravo, mă. Bravo. Jumările, capricii delicioase. Foarte bine jucat. 3 minute mai avem, 3 minute, 2 minute și 51 de secunde și ai deja 2600 de lei. Bun. 700 de lei, 7 litere. Îți dau tot așa. Îți dau un cuvânt și tu vii cu un alt cuvânt. Știi, exact ca la pleșuv. Ții minte, okay. Golaș, pleșuv. Uite, acum îți spun slogan. Domnule care lucrați în agenție de publicitate care vinde... literă. Produse medicale. Literă. Tu nu folosești frazele alea scurte în meseria ta în care promovezi lucruri? Motouri. Bă, păi ce scrii, cărți? Alea știi că le scrii la... literă. Mai o literă. Mesajul la Mircea cu impact. Mesajul ăla cu impact foarte puternic. E literă. Auzi, e destinat să atragă atenție. Exact meseria ta, omule. Nu cred că ne-am încurcat în meseria ta. Slogan. Literă. Deci îi zice lozincă. Slogan, lozincă. Chiar da. În meseria. Nu le folosești? Lapsus. Slogan, lozincă. Da. 2 minute mai avem. Atenție la timp, că lozinca asta ți-a luat niște... Așa este. A emite sunete melodice și ritmice, dar fără a pronunța cuvinte. E verb ăsta la infinitiv. Deci fără să pronunți cuvinte și spui, emiți sunete... Nu cred. Bravo! A fredona. Excelent! Bravo. Mi-ai dat emoții. Bun, perfect. 3500 de lei. 8 litere. Care a fost repus în mișcare sau în stare de funcționare? Cum e dacă a fost pus? Literă. A fost repus în mișcare. E... reparat. A fost repornit. Uite. Literă. Ai o literă. Repornit, Mircea. Fii atent. Condiționat. E din nou funcțional. E din nou literă. Funcțional. Adică este... dacă e din nou funcțional. Literă. S-a degajat, s-a eliberat de orice obstacole. Încă o literă? Literă. Hai, încă o literă, 1 minut și 9 secunde. 300 de lei din cuvântul ăsta mai poți să câștigi. Măi, cât de simplu e. Deblocat. Deblocat. Nu era greu. Nu. Așa-i? Nu. A fost repornit, a fost deblocat. Deblocat. Da. Așa este. Tot 800 de lei. Definiție interesantă. Haină de spioni. Știi de ce îi zice așa? Că în filme, literă. În filme spionii umblă cu haine din astea. În filme îi mai vezi așa. În, literă. În romanele polițiste sunt descriși cu articolul ăsta vestimentar care... literă. Așa denotă o stare de mister, de un articol vestimentar. Parpalac. Cu parpalac, da. Securiștii literă. Aveau parpalacul. E paltonul ăla subțire până la genunchi. Pardesiu. Pardesiu, mă. Pardesiu, da. Parpalacul ăla a purtat în sezonul rece. Pardesiu. Bun. Trecem la nivelul următor. Da, dar vezi la timp. Da. 36 de secunde doar.
Ok. Așa, la o matematică simplă, undeva la un 10-9 secunde de cuvânt, cam așa. Că mai am 4 cuvinte pentru tine și tu ai 36 de secunde. Adjectiv, zice. Adică arată starea celor care se servesc din rețeaua publică de alimentare. Ești tare. Consumatori. Adjectiv, știa că am zis, de-astea am și zis. Bun, cum sunt consumatorii care se servesc din... Cum sunt ei? Sunt... Abonați. Bun, abonați. Sunt cuplați la o serie de servicii. Branșați. E bine abonați, sunt branșați. Știi cât de aproape suntem de răspuns? Nu-ți imaginezi cât de aproape suntem. Hai, branșați. Bun. Legați la conductă. Racordați. Da. Ce bună era o literă aici. Da. Așa-i? Racordați. Da. Hai să recuperăm. Mircea, jumătate de minut. Cuvânt care costă 900 de lei. Afișare a unei imagini în mișcare pe ecran. Literă. Reflectarea, dacă vrei, a unor imagini pe o pânză albă. Asta e. Proiecție. Cum? Proiecție! Ai recuperat. Bun. 4.000. 2 din 10. În 15 secunde. Acum tu trebuie să știi când, câte litere să ceri. Stai câteva secunde să-ți dai seama dacă știi din prima cuvântul. Mircea, la tine e mingea. Okay. A prelungi durata de viață a unor produse de larg consum. Trece timpul. Literă. A conserva anumite alimente prin încălzire bruscă și apoi prin răcire. Deci a conserva anumite alimente prin încălzire și apoi prin răcire bruscă. Are o denumire, are o vorbă. Produsele astea sunt alimentele conservate, alimentele perisabile supuse unui procedeu termic. Sunt congelate, sunt... Reduci numărul de bacterii, de virus. Sunt alimentele astea. Restituite. Laptele, nu. Sucurile, laptele. Pasteurizat. Pasteurizat. Pe ultimele 3 secunde l-ai luat. Pierdeai o sumă mare. Cât pierdeai? 1000 de lei. Bun, perfect. 3 secunde. Avem 4600. Mircea, 3 secunde pentru ultima definiție. Ultimul cuvânt. Ready. Că tot e cu englezisme la voi în lumea vânzărilor. Efecte de domino litera, în urma acțiunilor litera, personale. Litera, 3 secunde, a cerut 3 litere. Bun, gata, 3 litere ți-a dat sistemul. Efecte de domino în urma acțiunilor consecințe. Omule, nicio faptă nu rămâne fără consecințe. Perfect. 5300. Se putea mai bine. Se putea mai bine, știu. Emoțiile și-au spus că... Mai... Ai fost racordat la emoții. Și cu lozinca... Hai de mine. 5300 de lei. Și la joc mă descurcam mai bine la cuvintele lungi. A fost bine. 5300 depindem de ceilalți. Dacă ceilalți fac 5400, de ți-au luat banii. Dacă nu pleci cu ei acasă. Mircea, mulțumesc. Bun spre Buzău. Mulțumesc. Cât? 5000? 5300. Nicu, faci mai mult? Doamnește! Hai, Nicu! Hai. 5400 i-a luat banii. Depinde de cum îți concentrezi tu mintea în astea 4 minute. Ce faci, Nicule? De unde vii? Din Pitești. Pitești. Ce faci acolo? Cu ce te ocupi? Sunt operator la o firmă de alimentări, ATM-uri bancare. Adică pregătesc... Cash-ul. Dar mai merge cash-ul ăsta, că încet tot aud că vor să scape de cash. Păi s-a scăpat la ghișeie la bancă, nu mai poți să plătești tu, cum ar veni, trebuie să faci tranzacțiile online. Dar toată lumea nu plătește cu cardul, ca cum mai zis mai devreme, tineretul. Tu câți ani ai, Nicule? 37. Și prindem până să ieși la pensie, mai prindem cash-ul sau dispare cash-ul așa? Dacă mai modifică legea la 2-3 ori, s-ar putea să nu. Să dispară cash-ul și să rămânem cu ce? Doar cu cardurile și cu telefonul? Cu... Totul, da. Aplicațiile ajută. Dar mult de frică și de plățile astea online și s-au întâmplat.
fraude și evaziuni și toate. Și atunci omul cu banul în mână, nu e minciună. Mai ales cei mai în vârstă, când vine pensia, este coadă la temeu. Să-și scoată banii. Să scoată banii și să fie sigur că iau acolo în casă. Bă, înseamnă că o să mai ai de lucru la alimentări de ATM-uri. Nu se pune problema, eu așa ți după mine. Nicu, la noi cașcava lui simplu, 100 de lei pe literă. Da, am văzut la colegul mai devreme. Ai văzut, a fost aproape, Mircea. A fost aproape, da, emoțiile, spun cuvântul le ai? Și... Le ai? Da, sper să mai fi scăpat de ele mai devreme, dar nu cred. Încep? Da, sigur. Tu ești chiar din Pitești sau de pe lângă Pitești? Din Pitești. Ai rude pe lângă Pitești? Ai tăi ceva bunici? Stau tot în cartier cu mine. Tot în Pitești? Da, tot în Pitești. N-ai rude la țară niciunde? Nu mai sunt, din păcate au decedat bunicii și... Când erai mic mergeai la țară, nu? Da, sigur. Toate vacanțele le petreceam la țară. Măi, Nicule, cum dădeai bună ziua pe limba porcilor, a purceilor? Când erai mic, la țară, erau purceii prin ogradă. Ăștia cum se salutau purceii? Porcii, cum? Bună ziua pe limba purceilor. Uiți. Cum? Uiți. Guiț. Guiț, omul. Bă, atâta ne-a luat 10 secunde. Păi nu știam, mi-a dat la ce telefon. Guiț, guiț, da. Guiț, guiț. Mai ales când e foame, guiță fac... de nu se poate. Acu te-ai prins cum e, să n-ai emoții, că pe tine te văd cu emoții. Da, am rămas de la colegul, cred că pe scaun aici, conectat. S-au transmis. Nicu, ce ai făcut, ce ai terminat? Management, afaceri. Facultatea. Da, facultatea, da. Afaceri... Internaționale și marketing. Acum 10-15 ani am să fac și o afacere, dar din păcate... Atunci ai absolvit. Da, atunci am absolvit. Roba absolvenților, că tot vorbeam, sau mantia romanilor. Când ai terminat tu? Robă. Robul lui Dumnezeu. Nu, haina aia de ceremonie lungă până în pământ. Îi zice într-un fel... Pelerina aia care se prinde după umeri. Îi zice, mă, într-un fel, când termine absolvenții, acum toată lumea, toți absolvenții au așa ceva. Romanii aveau. Face echipă cu toca. Toca aia pe care și-o pun pe cap și au o... Mamă, cât de simplu e să vezi. Toga. Știi, romanii, senatorii toga. Romani aveau togă. Toga, știai, da. Constantine? Știam. E grea asta cu... Nu, Rodica, nu? E grea asta cu toga. Am greșit că n-am luat o literă, trebuia să fiu luat da, m-a așteptat mai mult. 14 secunde, suntem pe zero. E ca și când acum începem, Nicule. Hibrizi ale verzelor și ridichilor. Asta e chiar simplu. Asta e chiar din... Litere? 5 litere. Legumele alea cu aromă dulce. Guli. Bravo, omule. Guli. Guli, perfect. Alea cu vitamina C, cu potasiu, puternic, bun. Guli, ne-am revenit. Unealta de bază a cioplitorului pentru 500 de lei. Daltă. Ăsta e! Daltă. Ce bun e asta. Piesă muzicală nemuritoare. Evergreen. All this but gold is... Schlager! Schlagerul! Bravo! Trece testul timpului. Bravo, Nicule! Bine jucat, toga aia! Aia, acolo m-am pierdut când am luat litera și poate m-a ajutat mai mult. Eram cu gândul în altă parte, Am zis că-l nimerez din prima, că patru, trebuia să fie ceva simplu, dar... Da, tu te-ai împotmolit la... Hai că mergem bine acum! Schlager l-ai luat tot fără litera. Deci merge, se poate. Îți dau un verb acum. Aș schimba textura. A deveni rigid, așa. Literă? Literă. A deveni mai puternic, dacă vrei. Mai solid. Mai o literă. Da, mai dați-mi o literă. Mai o literă, ce să-i facem? Textura... Am crezut că eram pregătit să sunt în mâna. 26 de secunde, hai să găsim cuvântul. Aș mări rezistența dintr-un anumit aspect, dacă vrei. Își schimbă textura și devine rigid. Adică ce face? Un obiect care își schimbă textura, devine rigid. Se mărește. Se mărește sau se... Dilată. Se dilată. Își mărește puterea, forța. Se întărește. Întări, corect. Se întări. N-a fost să fie. Nu-i rău. Cât ai, Mircea?
5300? 5300. Nu-i rău. Nicu, tu gândește-te, da, gândește. Nu neapărat trebuie să iei literă chiar de la început. Cum se numesc pantalonii pentru alergare, fitness sau activități casnice? Le zice într-un fel. Știi, Simona? Literă? Știi. Dar nu șopti, Simona. Nădragii aia care îți fac să spare picioarele așa mai subțiri, mai lungi, mai niște nădragi, de pan, le zice într-un fel pantalonilor. Îți oferă o libertate de mișcare. Îți mai dau o literă? Mai dăm unul. Că trece timpul de... Auzi? La ciclism, la drumeții montane, la sport, la fitness, se poartă... cum le zice, mă, pantalonia? Confortabil, din licra parcă, nu? Parcă din licra s-a făcut și din licra. Un fel de dresuri așa, dar mai groase. Se smulați pe picior, Nicule! Comprimat! Cum comprimat? Păi porți comprimați pe picior? Substantiv, cum că nu, ce porți când la fitness, la tot felul de sporturi, la drumeții, la ciclism, la alergare, mulați-mă pe tine. Uite-i colanții. Colanțo. Cine colanții. A luat colanții? Uite-te în spatele tău. Ia mâna sus, cine a luat colanții? Toată lumea. Uite-i cu toți colanții, luați. Fetele. Cum? Fetele au luat colanții. E ușor din spate. E ușor, da. Da, m-am dus cu gândul în altă parte și cu litere mai rău construiam cuvinte. Nicu, ne întoarcem în luptă. Ne întoarcem în luptă. Cu un adjectiv, Nicule, care este minunat. E de poveste. Literă? Este, dacă e de poveste, e fantastic. Arată ca în basme, adică este... Fabulos. Cum? Fabulos. Fabulos, Nicule. Ăsta e. Greu, foarte. 1200 de lei. Dar tu chiar ești fabulos, mă. N-ai luat colanții și ai luat fabulosul ăsta. Păi m-am dus cuvântul iar în altă parte. Exact ca la primul cuvânt. Și, Doamne, iartă-mă, cum n-ai luat colanții aia simpli și ai luat fabulosul, care nu era atât de ușor. Hai la 800 de lei. Nicu. Verb infinitiv. A activa un dispozitiv printr-o simplă apăsare de buton. Dă-i. A activa. Mă, de ce ne ceru literă? Că eu am zis... Ia, uite-mă, eu am greșit așa, că i-am zis de-i... Băi, dar tu te-ai luat după mine dacă eu să te arunci în fântână toată... Ce ai făcut? Ai activat un procedeu în urma unei comenzi, adică ai... Am deschis. Ai deschis, pădrac. Ai dat startul unui de-asta pirotehnic. A declanșat. Ei, Doamne, iartă-mă! Mulțumesc. Mă, știu de ce am avut emoții? Că eu ți-am zis dă-i. Da, era chestia de declanșat. Și tu te-ai luat după mine. Păi nu, era simplu, chiar simplu cuvântul, dar... Și am zis, ia uite, băi, stric la om toată joaca, mă, ia uite, el a declanșat, bravo, a declanșat, excelent. Doamne. 800, Nicule. Saloane în care creativitatea prinde viață. Locurile alea destinate reparațiilor, destinate confecțiilor. Îți dau o literă? Îți dau o literă? Da, dă-mi o literă. Că te văd, nu ești hotărât pe litere. Ai mașină? Da. Se mai strică? Se mai strică. Se strică. O duci. Service. Păi intră în pare să RVIQE. Nu. Mașina, unde o duci când se strică? La service, da, dar ce-i la acolo? La mecanic. Lasă-l, mă, mecanic. Saloanele alea unde lucrează mecanicul. Studio. Unde lucrează mecanicul? În? Mecanicul. În cum le zice alea? Mecanicul, cizmarul, croitorul, mecanicul lucrează în... Atelier. Asta, atelier. Atelier. Da, m-am pierdut. Ce bună era o literă. Era acum. Bună, n-am mai luat. Am zis că îl nimeresc cu una, dar... Mamă, ce bună era atelier. O literă, Nicu. Una mică. 100 de lei acolo. Am zis că mai recuperez din ce am pierdut mai devreme, dar mai rău m-am îngropat. Bună strategia, dar una mică. Îți dau 900 de lei. Care pare aproape imposibil de învins.
ăla care pare imposibil de învins e un adversar o literă? Literă, da. Hai, o literă. Ăla e un adversar care impresionează, care intimidează, adică e un adversar... Literă. E invincibil adversarul ăla, e un adversar... Nu vrei să te iei cu el la întrecere, pentru că este... Bravo, bravo. Imbatabil. Imbatabil. Bun finalul. Începutul e greșit. E un adversar imbatabil, invincibil. Indestructibil. Cum e? Un adversar imbatabil, corect. Invincibil. Unul care e redutabil, incredibil de puternic, de forțos, de n-are nicio... Nu stă nimic în fața lui. E un adversar... Indestructibil. Ah, reductabil, da. Reductabil. De nedemn. L-ai scăpat și tu, da. Cum? L-ai scăpat? Ce-am scăpat? Ce? Ce-am scăpat? Redutabil. Am spus eu redutabil? Eu n-am auzit. Nu l-am auzit, dacă l-ai zis, nu l-am auzit. Nu l-ai auzit? Nu, mă gândeam la... Formam alte cuvinte cu... Dar nu l-ai auzit când am spus? L-am zis, Mici, așa, l-ai auzit, Constantine? Redutabil. Redutabil. Greu. Nicu. Șiruri de obiecte decorative. Literă. Împletiturile alea, că vine, acuși vine Crăciunul. Acuși vin sărbătorile de iarnă. Sunt niște elemente ornamentale pentru pereți. Literă, îți dau o literă? Da, mai dăm o literă. Pentru spații festive, pentru casă, sunt niște podoabe. Se pun pe pereți, pe, le zice într-un fel. Cunune de flori, pangliș colorate, ce-s toate astea? Decorațiuni. Decorațiuni, da, dar ce-s ele? Beculețe strălucitoare, toate. Se pun de Crăciun. Beteală. Nu, beteală. Cu ce împodobești casa sau curtea de Crăciun? Cu? Beculețe... Beculețe, lasă, dai, Doamne, iartă-mă de beculețe, beculețe, dar mai bun... Instalați! Sanitare. Nu, pui niște... Ghirlande. Ghirlande, mama lor, ghirlande. Pe ultima secundă l-ai spus. Ghirlandele alea de semn de... Da, m-am dus cu gândul iar deoparte, iar la alte... La colanți. La colanți, aia a fost... Penibil, da, știu. Nu... Auzi, e lapsusul ăla pe care l-ai în clipa aia. Mă gândeam la alte... Dar bine, ne-a ieșit ghirland. Am pentru tine 1000 de lei. Nicu, 49 de secunde. Ascultă-mă. Discuții aprige care pot escalada rapid. Adică pot escalada rapid. Pot conflictele alea verbale sau fizice între două sau mai multe persoane. Literă? Ce sunt ele? Conflictele sunt... Literă? Bun, a doua literă, L, Ț. Sunt un cuvânt care are Ț la final. Conflictele sunt literă? Disputele. Disputele brutale între doi sau... În trafic se poate întâmpla să ai, știi, toți proștii aia care se ceartă în trafic. Eu sunt tot felul de nebuni în toate orașele. Se ceartă încăiereri între două sau mai multe persoane. Le zice într-un fel, ce-s astea? Când doi se iau la harță sau mai mulți. Jandarmii la proteste sau la galerii, la fotbal. A avut loc o, între jandarmi și galerie, a avut loc o... Încăierare, da, sau o căiețiu ăla la final, sau disputele alea între doi sau mai mulți. Ce-s astea? Sunt niște... Conflicte sau altercații. Altercații, da. Duce la altercații. Știi cum spun ăștia la știri, fetele alea tinere și frumoase. A avut loc o altercație între galeria lui Dinamo și galeria... Da, cu cine mai apucă să mai joace Dinamo? Ah, Nicule! Departe cu gândul. 13 secunde. Nicu, vreau să te rog un lucru. Să nu-mi rămâi dator. Încerci. Avem 600 de lei. Nicu, nu îmi rămâi dator. Cuvântul următor trebuie să-l luăm. Politica cât de cât te pasionează? Foarte puțin. Ai,
Nu prea mă uit când e mai de obicei schimb, dau pe mei sau pe altceva. Se ceartă aia, pe peste toate. La toate astea de știri, bravo. Toți fură, nu numai la fură. Toți fură. Dar fii atent aici. Că vorbeam de furat, care este constituit dintr-o singură adunare reprezentativă. Este un cuvânt compus. Îți dau o literă, hai literă. Liter, da. Hai, Nicu, literă, să nu rămânem datori. Sistemul ăla parlamentar care are o singură adunare. O singură cameră, cum ar veni. Îți mai dau o literă. Încă o literă. Deci, fii atent. La noi, sistemul parlamentar e fură de două ori. E și Senat și Camera Deputaților. La moldoveni, de exemplu, la vecini noștri, e o singură cameră. Sistemul ăla, adică e parlament, la noi e parlament bicameral, unic camera, nu. Zilnicule, zilnicule. Unicameral, da. Asta. Împreună l-a spus. Nu, că a zis încet. Da, unicameral, dar a zis încet, da. A zis încet. Unicameral, păi nu eram sigur de el. Ți l-a luat sistemul. Unicameral. La noi șeia din Camera Deputaților și din Senat poartă Colanți. Ăla ne-a încurcat, Nicule. L-ai păstrat pe Mircea pe prima poziție. Mulțumim că ai fost cu noi, Nicule. Nici nu te-ai uitat la definiție cu atenție, să hai știi. Hai că toga aia... Să nu iau literă. Nu știam niciodată. Ce anume? Togă. Nici tu nu nimerai, nu? Togă? Știam tocă. Știu că e aia de se pune pe cap. Știam robă, dar era în definiție. Togă. Senatorii romani purtau togă. Dar o să vezi și tu când. În ce an ești, Simona? Ai născută? La facultate. În anul 3. O să porți. Păi am purtat la absolvirea de la liceu, dar nu știam că se numește așa. Că se numește așa. Da. Spunea robă. Știam robă, da. Așa și eu am purtat când am terminat, dar tot pe robă mergea, nu mergeam pe... Robă și toc. Acum o ții minte, Nicule. Ia să te văd, Simon. Mai uit. Ia să te văd că tot vorbeam, Simon. Să rămână. Bun venit. Bine v-am găsit. Anul 2, da? Anul 3. Anul 3, la medicină. Fă-te comod acolo. Cum e? Câți ani? 6 ani, așa e? 6, da. Și ce specializare? Unde te duci? Nu știu exact. Știu ce nu vreau să mă fac, ce dar... Ce nu vrei să te faci? Păi sunt mai multe. N-aș vrea dermatolog, ginecolog, partea asta, dar mă gândeam ceva pe chirurgie sau endocrinologie. Depinde ce mă atrage în anii clinici, că eu deocamdată am făcut anii preclinici. Teorie mai mult. Doamna doctor, îmi amintesc epitaful de pe o cruce. Sănătos și fără piedici, zace aici un anumit... care a apelat la medici, altfel ar mai fi trăit. Doctorii, e gluma pe seama doctorilor, eterna glumă. Da, ce faci în timpul liber? Văd aici că dai meditații. Da, păi ca să câștig și eu existența, așa, bravo, independent. Și la ce dai meditații? La limba română, de fapt mai mult partea de literatură pentru elevii de liceu și la biologie, pentru admiterea la facultate, pentru BAC. Ce tare! E un bănuț în plus, cum ar veni. Da, și o experiență frumoasă. Cunoști oameni. Câți ani aveți, doamna doctor? 20. 20 de ani. Excelent. Da. Începem, Simona. Da. Îmi plac oamenii frumoși ca tine, oamenii mulțumesc smart frumos. Și mă bucur că la jocul cuvintelor îi arătăm la televizor. Știi că nu și-au prea găsit locul la televizor oamenii ca tine până acum. Mă bucur că jocul cuvintelor e un loc pentru ei. Sper încep. Să mă descurc. Să încep. Fii atentă, Simona. 4 litere, 400 de lei. Sclipire de moment, doamna doctor. Idee. Tu ai aripi, Simona? Idee. Dă din ele dacă ai aripi, că tu n-ai curajul să dai din ele, 20 de ani. Da. Fii atentă, regulament. Ai văzut și Mircea, ai văzut și Nicu. Când apeși, din clipa în care apeși, gata. Da. Nu mai poți să ceri litere. Te dai, mi-a și fost frică puțin. Și nu mă întreba pe mine. Da. N-am voie să-ți confirm, știi că... Da. Știam, dar... Da, e la salariu, oameni. Simona. Filtru natural... al pământului. Asta nu e greu, doamna doctor. Ozon? Da. Gazul ăla, corect, care absorbe radiațiile ultraviolete. Asta face ozonul în jurul pământului, absorbe radiațiile ultraviolete. Sunt găuri din astea, dar pe tura noastră cred că nu, nici pe tura ta, cred că mai prindem. Avem. 800 de lei, bun. Tot creștem, 5 Doamne litere. Ajută. Când ești născută? În 2003. 13 ianuarie 2003. Ianuarie? Ianuarie, sunt capricorn. Ianuarie. Dar știi pe numele său popular Cireșarul?
Cireșar când e? Iunie. Cireșele în iunie, alea scumpe. Perfect, iunie. Bine, Simona. A șasea lună din an, nu? Da. 06, iunie. Uh-huh. Verb la infinitiv. Avem 1300. E bine că n-ai ratat nimic deocamdată. A se manifesta într-un anume fel. Verb la infinitiv. Se exterioriza, a țipa, a striga. Avea o anumită conduită, de exemplu. Tu iar mă întrebi, țin minte că n-am voie să spun dacă literă. Da sau nu. Literă. A se comporta frumos sau urât cu cineva, Simona? A se purta. A se purta frumos sau urât cu cineva. Da. Gândeam la exteriorizare. E complicat. Da, da, complicat. Ce liceu ai făcut? Colegiul Național Victor Babeș, aici în București. Babeș. Științe al naturii. Care se plasează între extremități. Te-am întrebat de liceu că elevii de liceu știu clar cuvântul. Mijloc. Mijloc sau, da, e bine mijloc, sau. Moderat. De asta e jocul cuvintelor, să punem minte la încercare cu sinonime. Hai, mijloc sau. Centru. Se află în centru, da, se află pe o poziție. Mediu. Cum? Mediu. E adjectiv, dacă e care. E care. E în mijlocul unei... E în mijlocul, adică e... Central. Da, mă, central, dar ai fost la un pas. Ai zis adineauri. E median. Oh. Cât de simplu, așa e? Da. Median, da. Era, da, pe acolo, da. Cât de aia ne-am gândit, am zis, hai. Da. Mai și. Trebuia să cer o literă. Stăm bine. Simona. Șabloane care servesc ca model. Literă. Șabloanele care servesc ca model sunt... Literă. Fii atentă, modelele după care se toarnă diferite tiparițe, de exemplu. Matrițe. Literă. Literă. Tipare. L-am zis. L-am zis adineauri. L-ați auzit că l-am zis? Da. Problema e că vine în minte primul cuvânt și îmi rămâne și nu pot să mai gândesc la ceva. Și mai scap de ăla. Asta e cea mai... Nu-l auzi, dacă aici s-aude în spate. Ai văzut? Și la Și la televizor se aude. Și lumea spune, păi l-a zis, mă, negru, ce... Te-ai priceput la geografie în liceu? Nu prea. Sper să o știu. Am fost științe al naturii, nu prea am făcut geografie în liceu, am făcut în gimnazială. Și te-ai concentrat mai mult dacă ai dat la medicină și ești acum studentă la medicină, pe biologie, pe toate, pe științele naturii. Și română, ce mi-a mai plăcut așa, literatură. Simona, e simplu. Vecina al austriacului, sârbului și românului. E geografie simplă. Deci să ne gândim așa. E vecin și cu austriacul, și cu sârbul, și cu românul. Cu românul e prieten... Bulgar ce? Intră. Bulgarul așa, nu e prieten. E prieten cu românul. Dar cu românul... Au și echipe de fotbal pe aici. Te pricep la fotbal? Fac langoși foarte buni, fac paprikaș bun, fac gulaș bun. Ungur? Dar nu intră. Cum? E o literă! Ungur? Ungurul ce e? Ungurul iubește paprika. Original, Budapesta e capitala. Da. Nu? Ungur sau? Ungar. Mai, doamna doctor, ungurul, cum mai e? Ungur sau? Ungaria, ungur sau? Nu știu. Maghiar, da, era simplu ce. Maghiar, da. Maghiar. Încercam să găsesc un sinonim, dar nu maghiar. Mai... Maghiar. Știu că au multe denumiri. Maghiar. Simplu. Apelativul ăla de l-ai spus tu nu e foarte fericit. Noi suntem prieteni... Știu, da, am zis toate sinonimele pe care vin în cap. E un apelativ oarecum așa pe care îl... L-am inventat noi. Da, eu sunt un mare fan de Ungaria, mi-e dragă Ungaria, tuturor românii sunt chiar prieteni cu Simona. Nu-i bai. Da, nu-i bai. Mi-e ciudă, 500 de lei. Da? Fii atentă, ascultă-mă. Poți să fii pe prima poziție. Vrei să spun ceva? Doamna doctor, nu mai mult de 12 litere.
Deci dacă reușiți să vă concentrați și să nu luați mai mult de 12 litere, îl bateți pe domnul Mircea. Ai timp, 2 minute jumătate. Simona, a proteja de furci o nouă inovație. Literă. Literă. A recunoaște o descoperire, dacă vrei, printr-un act oficial. Eu inventez ceva. Și ce fac cu invenția mea ca să o recunosc printr-un act oficial? O... Îți mai dau o literă. O literă. Hai, o literă, doamna doctor. O invenție, Simona, o brevetăm. Adică o... Invenția. A breveta o invenție. A certifica o descoperire. A... Păi proteja, dar ce... O invenție. Știi cleștele? Știi, da. Cleștele, da. Și știi și celălalt care seamănă cu cleștele? Zi, cum îi zice? A patenta? Ai. Da. Ai. Mulțumesc. Sincer, nu știam cuvântul. Sau îl știam, dar nu așa... Nu, o invenție se patentează. Știi? Da. A patenta o invenție. Da, m-a ajutat mult. Mulțumesc. 2 din 8, 2 din 9, 2 din 10. Simona, tu gătești? Nu prea. Ai zis nu, așa-i? Am zis nu prea. 20 de ani. Dar mai știu așa cuvinte din sfera aia, deci poate... Cât de cât, așa-i? Doamnești. Fică mea e cam tot așa. Tati... Dar ceai știți să faceți, nu? Ceai, da, se pune apă, se pune... Da, ciorbă. Simona, planta aromatică utilizată frecvent în bucătăria românească. Leuștean. Eu am crescut la țară. De acolo sunt, deci știu. Bravo, m-a blocat aici. Wow! Din prima. Excelent, Simona, 1700. Hai că putem! Hai că putem, ne-am reîntors în luptă. Doamne ajută. 800 de lei, instrument muzical portabil care produce sunete prin acționarea unor clapete. Hai să luăm definiția, deci... băbește. Deci, e portabil. Acordeon. Pianin, acordeon. Hai în jurul cuvântului, hai că putem. Hai. E mai mic decât acordeon, un pic mai mic. În blues, în rock, în jazz se mai folosește. E mai mic decât acordeonul. Ești pe drumul bun, dar mai mic decât acordeonul. Hai! Are un sunet distinctiv pe care îl produce. Hai, Simona, hai, 9 secunde, hai că putem. Haideți, doamna doctor. Acordeon de dimensiuni reduse, muzicuță sau... Celei de gură îi se spune muzicuță sau... armonică. Habar n-aveam. Nu, nu știam. Cine știa de armonică? Cine a văzut? Ai văzut armonică, Constantin? Da. Ai văzut, nu? Am prins-o. Nu știam. Armonic. E mai mic decât... Aici e corect, chiar nu știam. Armonica e mai mic decât acordeonul. 900 de lei, Simona. Adjectiv. Cel care nu gândește deloc este un om... Irațional. Excelent! Dumnezeule, cum iei tu leușteanul din prima și ratezi armonica, cum e incredibil. Simona. Zgomot produs de pașii greoi pe o podea. Literă. Este sau zgomot produs de cei care bat din picioare. Tropăit. Tropăială. Mai vine și inspirația. Mamă, și erau cuvinte atât de pe care... Te-ai dus pe lângă ele, incredibil. 2 din 10. Câte cuvinte mai am? 2. 2? Care se află înaintea altui lucru, fie în timp, fie în spațiu. E adjectiv feminin, deci te las. Precedentă. Precedentă? Sau... Care precede o anumită dată. Precedentă, premărgătoare, mai zic eu, înaintașă. Mâine zi posterioară. Ieri zi... Mâine zi... Predecedentă. Mâine, doamna doctor, mâine zi... Ieri zi...
anterioară. Da, ce ușor era. Anterioară. Eu eram cu pre, m-am blocat pe pre și nu mai pre. Exact ce spuneai tu. Da, când asta. Te blochezi pe un cuvânt, nu mai poți să ieși din el. Da, da, așa e. Anterioară. Anterior, posterior. Poast. Simplu, da. Simona, știi aplicele pe tavan? Da. Le știi? Da. Le știi, da? Aplicele pe tavan. Literă. Păi, aplicele. Literă. Corpuri de iluminat care nu atârnă. Stau pe plafon, pe tavan. Mai nou se folosesc de alea cu LED. Stau el pe plafon, așa. Literă. Tavan, sau cum ai zice la tavan? La mașină, plafon. La mașină. Plafon. Cum? Plafon. Și ăsta ce-s? Plafonete. Cum ai zis? Plafonet. Cum? Plafonete. Plafon? Doamna doctor. Plafonate. Antifonate. Plafon. Plafonici. Plafonice? Cum le zice? Plafonici. Alea de stau lipite pe tavan sunt... Plafonate. Ele stau lipite pe tavan. Stau și iluminează. Sunt niște, dacă stau lipite pe plafonare, plafonare. Sunt lipite, ele sunt lipite de plafon. Sunt niște... Plafoniere, a, da. Da, corect. Plafoniere. Plafoniere, stau da. Stau lipite pe tavan și sunt plaf... Da. Cine a luat plafonierele? L-ai luat, Mircea? Plafon, da, da, știam cuvântul, dar nu venea cum să zic. Doamna doctor, să aveți o carieră nemaipomenită. Mulțumesc frumos, asemenea. Mă bucur că v-am crescut. Când s-a blocat, s-a blocat. Da, nu, eram doar cu pre. Intri într-un eram doar cu pre. Vârtej, nu te mai scoți. Da, de acolo, de la unguri m-am... Trebuia să cer o literă și să îmi dau seama. Da. Ungur, maghiar... Acum, asta litera e. La timpul ei face diferență. Și am rămas cu timp. Eu m-am gândit să nu... Da, să timp. Da, ai auzit ce bună vorba a zis-o. Da. Litera la timpul ei ar trebui să o trecem pe ecran aici. Am văzut și la ea la fel ca la mine. Deci te încerci să ghicești, te duci cu gândul departe și e ceva simplu. Pam! Și timpul avea foarte mult, la fel, îi rămăsese și ei groază. Da, 40 de secunde. De miri cum la alții nu le ajunge timpul și alții rămân cu el. Și alții nu mai știu, cam viață. Cam viață, Rodi. Ia să te văd, Constantin, ia zi ce a zis. Litera la timpul ei! Face cât 1000 de lei. Face 1000 de lei. Salut, Constantine. Salut, Dan. De unde? Găiești, ai zis? Da, sunt născut în Găiești. Găiești. Dar am lucrat cea mai mare perioadă din cariera mea în Oradea. Cu ce te ocupi? Lucrez de 23 de ani în poliție. Am activat în mai multe structuri. Prima oară am început la Poliția de Frontieră. Unde? Unde la frontieră? La Oradea. În Oradea. Da, județul acolo Bihor, la graniță cu cumva cu maghiarii. Cu maghiarii? Da. Da, unde nu se spune da. Altfel. Da. Actual lucrez în București la un centru de reținere și arestare preventivă. Mm-hmm. 20 de ani de 20 și cât de ani de poliție? 23. 23 de ani. Toată lumea cu 3 polițiști numără o bilă. Știu, adică da. Bancuri la greu cu... Și cu becuri. Te-ai obișnuit. Da, te-ai nicio obișnuit. Problemă. Mă da. Reprezint singur. Așa e, da. Și e o meserie foarte importantă în tot ce importantă înseamnă importantă și frumoasă. Da. Așa e. Cunoști foarte mulți oameni, poți să ajuți foarte mulți oameni. Corect, corect. Doar trebuie să capeți un pic de experiență, să poți să înclin balanța unde să poți să-l ajuți. Că mulți oameni nu vor să fie ajutați. Adevărat. Câți ani ai, Constantine? 47. 47, eu zic să încerc. Șef, cu școala de poliție ai făcut-o sau ce ai terminat? Promoție 2000, da, uh-huh. La Poliția de Frontieră. Uh-huh. E interesant asta. Da. Constantin, stradă lăturalnică, domnule polițist, că asta chiar e ușor. Ale. Bravo, bravo, Constantin. 2 secunde, 400 de lei, perfect. Și ce grad ai în poliție? Acum sunt agent șef, uh-huh. Și îndeplinesc o funcție de șef de tur, coordonez munca arestului. Țineți vorba numai un pic, țineți vorba. Rang al unui membru din cadrul armatei. Grad. N-am vorbit noi despre asta. N-am vorbit noi despre asta. 4 secunde, corect. Bun, 800 de lei. Hai să mergem la 500.
500 de lei. Aduce o persoană de nas. Aduce o persoană de nas. Voi trebuie să-i prindeți pe ăia. Da, păcăli. Mai popular așa, e o vorbă mai populară așa. Mai îți dau o literă dacă vrei. Tu mă întrebi, tu întrebi, dar eu nu pot să-ți confirm. Știi regulamentul? A minți. Mai popular, am zis așa. A minți nu e neapărat popular. Am vălui cu vorbe de șarte. E mai popular așa, aduce pe cineva de nas. Adică a păcăli, a vrăji, a minți. Da, mai popular, mai o vorbă așa, mai familiar, mai între noi. A vrăji? A vrăji, exact, a vrăji sau... hai mă, nu mai atâta. Hai mă, a vuri. Nu, da, nu m-am dus acolo. Ți-am zis că e mai pe zona asta, da. Vorba populară. 1300 de lei, Constantine. Ingredient popular în sandvișuri și pizza. Șuncă. Ia-le pe toate care se bagă în pizza și în sandvișuri. Ia-le pe toate, omule, că mai ai 20 de secunde. Salam. Cum? Salamul. L-ai luat, Nicule, salamul? Nu mănânc salam. Da. L-ai luat salamul de la început sau e la... Am zis gata, acum strida. Toate, așa e? Fiecare a comandat ce a vrut. 600 de lei. 3 minute jumătate mai avem. E greu. Nu e greu, dar o să zici, hai mă, asta... O să te... Da. N-are legătură cu persoanele de față, se exclud. Șuvițe de păr în creștetul capului. Și tu și eu începem să... Da. Îți dau o literă? Ești zgârcit în litere. Litere, da. Ești zgârcit în litere, domnule polițist. Zgârcit rău în litere. Mai dați-mi o literă. Auzi, Constantine, buclele alea mici de păr, dar prinse cu un elastic. Le zice într-un fel. Buclele mici de păr. Literă. Sau smocuri de păr care pot fi prinse cu mâna, de exemplu. Uite-i că știu în jur. Știi, Simona? Smocurile de păr care... Mai dați-mi o literă. La un an fetițelor codițe. Li se rupe turta și băieților e o tradiție, li se taie la băieți. Moțuri. Cum? Moțuri. Tu știi regulamentul, nu? Moțuri. Moțuri! Am uitat că n-am apăț. Moțuri. Da. Moțuri, Constantine, corect. Despre asta e jocul, da, știi? Corect, neapăsând, atenție distributivă, nu apeși, secundele se duc, timpul nu stă, timpul merge. Foarte Constantin, bine. Un pronume negativ cel mai simplu. Nici o persoană. Niciuna. Am vrut să-ți întind mâna. Nu intru. Nimeni. Ăsta e, nimeni. Trebuie să te las o mai gândești, așa-i? Să da, nu... M-am dus spre, da. Te văd că ești ca orice polițist, liniștit, le calculezi înainte, îmi place asta. 700 de lei, Constantine. A se înroși ca urmare a unui proces patologic. Este un verb la infinitiv. Literă. Hai că putem. Hai că putem să-l batem pe Mircea. Literă. A primi un răspuns mai biologic, dacă vrei, la factori nocivi. Factor nociv. Îți mai dau una? Literă. Auzi, a se umfla ca efect al unor... Inflama. Bravo, măi, a se umfla, a se inflama. Bravo. Mi-a venit mai devreme, dar nu știu de ce m-am schimbat. Tu să n-ai, da. Că te văd așa, tu, când îți vine cuvântul, spune-l. Și sistemul ți-l poate lua, Constantine. 2900 de lei. Simplu, dar e pe logică. Treceri din afară înăuntru, domnule polițist. Simplu, e pe logică.
cu o literă. De... Nu? Fără literă? Aaa, te-am văzut că ai... Intrare. Treceri. 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 Adică pluralul. Intrări. Intrări! 3600. Bun. Acum... Era persoană și... Da, da, am luat la... treceri, mai multe. Da. Un minut 47 de secunde poți să fii pe prima poziție. Domnule Cercăm. Polițist. 2 din 8, 2 din 9, 2 din 10. Pentru 800 de lei, definiția zice... Gândecel nocturn pe cale de dispariție. Și pe mine m-a mirat asta, dar am googlit și am descoperit că până și ăștia se duc. Literă. Literă. Deci, cale de dispariție. Da. Mai dați-mi o literă. Până și ăștia sunt pe cale de dispariție. Licurici. Licurici. Nu știam. Licnici. Eu, dar și creaturile astea mici, fosforescente și astea adevărat. Sunt în pericol să se ducă. Nu știam că-s pe cale spre, dar adevărat Mircea, că nu i-am mai văzut. Cât ai, Mircea? 5300. 4100 are Constantin, 1 minut 26. Eu zic că ai și timp. Încet. Da. Nu e grabă, încercăm. Nu e grabă, domnule polițist. Dacă crescut în Oradea, nu mă grăbesc. Da, nu m-am născut, născut unde ești? Nu, sunt născut în Găiești și am plecat de la vârsta de 24 de ani. În Oradea. Da. Constantine, îl mai simplu e ăsta. Care se găsește în zona posterioară a gâtului. Pentru 800 de lei, domnule polițist, e cuvântul ăsta. Bă, da, o literă. O literă. La ce... Îmi place cumpătarea asta în acele litere. Asta e adjectiv. Deci care se găsește? El se găsește în partea... Încă o literă. 600 de lei. Mai o literă. Auzi? Constantine, ascultă-mă. Leagă capul de restul corpului. E în partea posterioară și leagă capul de restul corpului. Dacă vrei, fii atent, ascultă-mă. Permite mișcarea și flexibilitatea capului. Hai încă o literă. Literă. Permite mișcarea și flexibilitatea capului. Of. Cum? Cervical. Cervical! 4500. Cervical, corect. Da. Mamă, 37 de secunde. Cât Mircea? 5000? 300. 5300. Constantine. 4500 de lei. Mircea are 5300 de lei. Poți să-l bați. Mai am 4 cuvinte pentru tine. 4 cuvinte, deci poți să te duci sus de tot. Timpul e încurcat. 37 de secunde, dar îi dăm de cap. Fii atent, Constantin. Pentru 900 de lei, o definiție. Zice așa. Forme prin care guvernului îi se atribuie dreptul de a da legi. Literă. Dai o literă. Formele prin care guvernul, domnule polițist, știți cu siguranță cuvântul că se vorbește mereu despre el, pe la televizor, peste tot. Deci, încă guvernului îi se atribuie dreptul de a da lei. Sunt niște soluții legislative. Sunt niște soluții legislative prin care guvernul... Zi. Ordonanțe. Ăsta e! 5100. Soluțiile alea legislative, da. Știi, rapide, prin care guvernul, perfect, ordonanțe. Bun. Mircea, cât? 5300. Deci, sunt la cuvânt de... Mamă, ce bătălie! Mamă, ce bătălie! Da. Trei... 7 secunde. Trei cuvinte, Constantine. Uai, ce bătălie! Îmi place lupta asta. Bun. Și mie. Acum, hai să ne concentrăm, da? Da. Să nu pierdem. Asta e cel mai important, să nu pierdem. Da. Ustensile pentru 900 de lei. Literă. Ustensile literă. De bucătărie. Literă. Folosite ca unități literă. De măsură. Literă. Timpul. Ustensile de bucătărie folosite.
ustensile de bucătărie. În bucătărie sunt niște ustensile pe care le folosești ca unități de măsură. Da. Pentru amestecare, pentru omogenizare, pentru care sunt ustensilele astea? Ai 16 secunde, hai că putem, Constantine. Lingurițe. Asta e, lingurițe! 5600 de lei. Fai, ai, 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 ai. Auzi? Jocul cuvintelor e despre gestionarea timpului, printre altele. Mai erau două cuvinte de 1000 de lei și s-a dus timpul. Da. Știi că am țipat. Timpul, timpul. Da. Ai vrut să-l lași așa sau cum? Da. Am vrut să-l las așa, dar nu știu. Am înțeles greu. Știi că am strigat timpul. Da. Ah, bun! Ai sărit pe prima poziție, Constantin. 5600. Ai dărâmat clasamentul. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Bun spre Oradea. Ce ai terminat, Rodica? Asistență medicală. Ia să te vedem. Ia să te vedem, Rodica. Să rămână. Bun venit la noi. Să rămână. Nu ne domnim, dar ne tutuim. Da. E mai liniștitor așa. Și văd aici și facultatea de moașe? Da. Tare. Când asta? Mai târziu, pe la 50 de ani, așa. Bravo. Frumos. Da. Și acum... Asistent medical? Da. De câtă vreme? Oh, de mult timp. Dă-ți seama, de prin 80, așa. 80? Da. Am făcut liceu sanitar și după aceea am profesat. Iartă-mi indiscreția. Câți ani ai? 6-2. Fabulos. Felicitări. Mulțumesc. Felicitări, excelent. Mamă, din anii 80, asistent medical. Da. Frumos. Câți copii ai, Rodica? 2. În țară, în pe afară. În București este cel mare, am și nepoței. Da. Și celălalt băiat e în Anglia, tot asistent medical. Cum e, că vorbiți, nu? Cum e paralela? Da, îi place acolo, s-a obișnuit din prima. De câte ori câștigă mai mult unul în Anglia, un asistent medical? Își propune cât vrea să câștige. De două ori, sigur, câștigă mai mult dacă vrea să lucreze suplimentar. Depinde de cât lucrezi. Bine, dar e o limită, că nu poți să lucrezi. E o limită, da, după cât îi permite condiția fizică. Normativul ăla, da. La dublu? Da. E la dublu? Câștigă englezul de două ori mai mult un asistent medical? Câștigă 2000 de lire, da. Bine, dar și chiriile normal. Sunt pe măsură, da, apa, plată, asta nu le-am pus la mâncarea e... Da. Se întoarce vreodată? Îl bate se întoarce în concedii. Atât. Da. În rest, momentan, nu pot să zic așa, dar eu sper că da. Ca orice mamă. Da. Rodica, încep. Da. Îi dau bătaie. Cât zici, Constantine? 5600. 5600, cum le-a luat așa pe ei, știi? 5600. Da, și fără două cuvinte. Și fără două cuvinte, da. E despre gestionarea timpului, jocul cuvintelor. Rodica, uite, 4 litere, 400 de lei. Vibrații care se propagă prin spațiu. Liter. Nu. Am greșit-o din prima. Spune-ți. Bun, nimic, avem 26 de secunde. Vibrațiile alea care se propagă prin spațiu, da. În spațiu. Da, alea sonore se propagă prin aer. Unde? Bravo! 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 Rodica, tot ce trebuie noi să facem e să scăpăm de emoții. Da. Ascultăm. Suntem doar... Nu mă ating de ea până nu cer litere. Perfect. Da. Dacă prinzi cuvântul din prima, nu mai cere litere. Și fii atent, ascultă. Uită-i pe ei, gata. Suntem doar noi doi. Noi doi și un ecran. Da. Atât. Că dacă te gândești la ei, la Constantin, mă, cât are 5600, poate facă 5700, gata. Uităm de toți, da? Da, da. Fii atentă. Simplu. A zugrăvi în limbajul bunicilor. Adică așa o vorbă mai arhaică despre zugrăvit. Literă. Asta e, literă, să nu apeși. A zugrăvi. Da, auzi, a vărui un perete, dar se zicea mai de mult, așa, ăștia mici. Literă. Simona nu știe cuvântul literă. Ăsta, sunt un pariu. Îl știi, Simona? Azi, în prim. Spoi. A, spoi, uite că și Nicu a dat cu a spoi. De la Marcheș. Știai, Simona, de vorba prima, asta? Prima, fără litere. A, spoi, corect. Spoiam cu mamaia când eram cum? Mică. Spoiam cu mamaia când eram mamaia, mică. Da, bunica. Cu bidineaua, direct. Cu bidineaua de mântuia și zugrăvea la aia de corect. A, spoi. 20 de secunde, 600 de lei. Hai, Rodica, că hai, putem, putem. Da, da. Ce simplu e. Doamna asistentă medicală de... Câți ani? 40... 30 și...
30 și ceva de ani, grupare de celule interconectate. Grupare de celule. Simona, doamna doctor, se gândește, dar nu mi-a venit mie cuvântul ăsta. De celule interconectate. Interconectate. Da, gruparea aia de celule are, are o denumire, gruparea asta de celule. Simona, să nu șoptești. Grupare gata. De celule interconectate. Da, 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 da. Țesut. Poate să fie țesut. Nervos, adipos. Țesut. Celulele formează da. Un... Până ne venim un pic de acasă... Trec alea 4 minute. L-ai prins, Simona, din prima, așa-i? Doamna doctor. S-a terminat definiția. Studentă în anul 2. 3. 3. Rămânem în zona, oarecum în zona medicală. Care este palid? Este un adjectiv. Care este? Da. Cum e dacă e palid? Palid. Literă. Ai o literă. Dacă e palid, e într-un fel. E, auzi, e galben, e pământiu, așa. Adică e cum? E literă. Încă o literă? Hai, încă o literă. Mai putem să luăm 300 de lei din cuvântul ăsta. Livid. Livid! Bun. Încet ne apropiem de Constantin. Bun. 3 minute și 6 secunde. Hai la 600 de lei. Rodica. Desene conturate în linii mari. Literă. 3 minute desene din clipa asta și luăm literă. 500 de lei din cuvânt. Desene conturate în linii mari, da. Sau dacă vrei pot să zic, fii atentă. Literă. Planuri arhitecturale, de exemplu. Schițe. Schițe! 300 de lei am luat din cuvânt, tot e bine. Tot e bine. Și e bine că nu le ratăm. Asta zic și eu. Da. Perfect. Bun. 1500 avem în clipa asta. Uf. E ăsta... Englezism? Nu! Nu! Nu, deloc! Ba mai mult de atât, d-ăsta de la noi, tradițional, adică nu e chiar tradițional. E preparat tradițional cu sos servit de Paște. Știu că e toamnă acum, dar ăsta se servește... Aș zice unul din prima. Stufat. Excelent! Excelent! Bun! Am zis ori-ori. Ori-ori, mi-a plăcut. Excelent, bravo. Rodica, 700 de lei. Simplu. Care ține de emoții, relații interpersonale și gândire rațională. Nu. Literă. A, ai vrut să apeși! Care ține de emoții, da. Relații interpersonale și gândire rațională. A venit rațională. Un N în mijlocul cuvântului. Literă. Încă o literă. Reflectă diversitatea. Literă. Da, reflectă diversitatea. De emoții. Reflectă diversitatea, Rodica. Literă. Reflectă complexitatea potențialului nostru. Una, două, trei, 300 de lei. Hai că putem literă. Să luăm 300 de lei. Care definește umanitatea, Rodica? Omenesc. Omenescul definește umanitatea. Omenesc. E greu. Da, omenescul. Nu-i nimic. Ca... E bine. E bine. Știi ce îmi place? Nu le ratezi. Asta zic și eu. Perfect. 2300 de lei, hai că putem. Ne apropiem tiptil, tiptil de Constantin. Ăsta... Eu cred că e cel mai simplu cuvânt al serii. Din 8? Nu, din 7. Din 7, mai am unul din 7. Uh-huh. E cel mai simplu, Rodica. Semințe interioare dure. Literă. Eu nu cred că e un cuvânt mai simplu în seara asta. Nu cred. Sâmburi. Ăsta e sâmburi. Lată literă pentru sâmburi. De siguranță, așa-i? Unde ești născută, Rodica? Peștișani, Gorj. Gorj. Olteancă. Da. Îndârjită. Să n-ai emoții. Nu am. Eu degeaba zic, așa. Nu am, degeaba, da. Eu zic, eu le spun mereu invitațiilor, să n-ai, dar ce să n-ai emoții? Da. Socoteala de acasă. Nu se potrivește. 2900 e aia din târg. De lei, la tine. Da. 2900 de lei cu 2 minute înainte de final. E bine. Foarte bine. Peste 2 minute avem un câștigător. Rodica. 800 de lei. Substanță cu toxicitate ridicată, folosită și în Peștișani, județul Gorj. Ierbicid. Ai, și ia uite, mă, ia nu uite. Cred, ajută. Uai. Dăunătorii. Ce bine era o literă. Auzi, Rodica, ești extrem de aproape. Dură.
Da, ești extrem de aproape. În agricultură, toxicitate ridică. Da, adică extrem... să-i spun numele? Nu, Doamne iartă-mă, nu, nu. Ce substanțe e folosite ca să distrugă dăunătorii, de exemplu? Dăunătorii, sunt distruși cu dăunătorii. Nu, da. Asta e. Puai, pesticidul. Da. Cine a luat pesticidul? Eu mă gândeam la insecticide. Noi le zicem ierbicide. Pesticide. Da. Pesticid. Litera. Una. Uh-huh. Una, așa-i? Una. Da. Dar îmi place curajul tău. Da. De câteva ori ai ieșit. Da, ulciorul. Asta e. Dar ai ieșit de câteva și ori. Și știam asta, da. Rodica. Mergem. Încă putem. Să nu iei mai mult de 10 litere. Uh-huh. Adică ai și litere de luat. Se și poate. Cuvinte mai avem 4? Oho, mai am 5. Cuvinte? Mai am 5 cuvinte, da. Uh-huh. 800 de lei. Îl spun? Da. Subdiviziuni politico-administrative în țări din centrul Europei. Literă. Nu e foarte ușor, dar e scump și cuvântul ăsta, 800 de lei. Literă. Sunt niște unii, da, între litera. Comune și regiune, așa, în centrul Europei, niște țări, în țări din centrul Europei. Litera. Le zice regiuni, comunități, provincii. Litera. Luxemburg, Liechtenstein. Cantoane. Cantoane, Elveția, cantoane, cantoane, Belgia. Și în Franța sunt cantoane, da. Cantoane. Un fel de undeva între comune, între regiuni. Bun. Da. Câte litere ai luat? Că n-am mai numărat. 5. 5 ai luat. 5. 2400 de lei. Stăm bine. Rodica, stăm bine. Hai, să pe fie. Pozitiv, da? Da, 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 da. Cât ai, Constantine? 5600. Auzi? Și mai ales pe logică. Timp da. Avem. Un minut jumătate. Da. Poți să fii pe prima poziție. Rodica, îl spun pe ăla de 9. 900 de lei. Pe logică, da? Ia-ți câteva secunde ca să citești, să citești definiția, să vezi că o să-ți dai seama de răspuns. Da. Verb infinitiv. A sigila produse lichide în vederea păstrării sau comercializării. Ia-ți logica. Un pic, să citești. Iau o literă? Hai, cum crezi o tu? Literă. Că-s banii tăi, e lupta ta. Într-un minut jumătate aflăm câștigătorul. Încă o literă? A sigilat. Da. Când... Literă. Uuuu! Nu. A, nu. Ai apăsat. Deci, despre asta e jocul cuvintelor. Nu, a prevenit scurgile nu. Sau contaminarea sticlelor umplute. Ce faci cu ele? Ce faci cu... Sticle umplute. Auzi, când închizi ermetic conținutul unei sticle. A închide ermetic conținutul unei sticle, Rodica, în 10 secunde. Putem. Umpli sub presiune și umpli și apoi sigilezi un conținut lichid. Na. Măi, a turna în buteli, în recipiente. A, apa, apa, a... Butelia, din prima. Când vrei mai mult la să dai? La tine, știi. Știi unde s-a rupt? Da. La pesticide. La apăsarea aici, butonului. Da, am luat, da, da. La apăsarea, că da, mai mergea o literă, Rodica. Da. O singură literă mai mergea. Uh-huh. Nu-i nimic. Nu-i nimic, ascultă-mă. Nu-i nimic. 900 de lei. Reprezentarea corpurilor în spațiu prin figuri plane. Literă. În materia asta se folosește în arhitectură, în fizică, în inginerie, în design. Materia asta. Literă. E disciplină fundamentală în matematică. În matematică. Geometrie. Asta e. Geometrie. Excelent. Geometrie. Rodica. 1000 de lei pentru un adjectiv care se prezintă într-o versiune abreviată. Știi ce înseamnă abreviată? Da, prescurtat. 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 Extraordinar. Excelent. Pua! 1000 de lei. Trucuri făcute cu agerime. Trucuri. Trucuri. Cu agerime. Hoppa! Trucuri. Ce-s astea? Trucurile făcute cu agerime. Sunt... da, faci o... Circ, faci da. O... Tic, 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 tic. Faci o...
Cer o literă. Da, ai o literă. Păi nu-mi vine. Ai o literă. Nu mai, n-am cerut. Eu când cer o literă apăs. Deci, da, trucuri. Ce, trucuri. Cum le mai zice? Cum le mai zice? Alea care fac tot felul de... trucurile făcute cu numerele alea de circ. La da, circ. Nu-mi vine. Ba da, cum le zice? Tot felul de... trucuri făcute cu agerime. Adică vezi, odată ți ia, odată nu ți ia, odată creează iluzii optice. Chestiile da, de numerele alea de la circ făcute să creeze iluzii optice. Hap, a luat. Da. Cine a luat scamatoria? Ia uite, toți ați luat scamatoria? Scamatorie. La un pas, Rodica. Da, pesticidele. Și pesticidele. Nu, și... că de acolo mamea... Pesticidele. Când să zici? Și butonul ăla pe care l-am apăsat exact da, în clipa în care da, trebuia să cerem litere, așa-i? Nu-i nimic. Experiență. A fost o mare bucurie că te-am întâlnit. Și eu. O viață frumoasă. Mulțumesc, Rodica. În seara asta, polițistul a luat bani. Îi strâng mâna. Bravo, Constantine. Din Oradea. Oltean, de fapt, plecat în Oradea. Nu, născut da, în Oltenia, plecat în Oradea. A luat 5600 de lei. Felicitări. Jocul cuvintelor e despre minte. Seară bună. Mulțumesc mult. Bravo.